Majorarea tarifului pentru ridicarea gunoaielor nu a reușit să rezolve problemele Rosal. Aproape toți șoferii firmei de salubritate au refuzat astăzi să mai ridice deșeurile, pe motiv că nu și-au luat salariile de 2 săptămâni. Oamenii spun că mașinile nu vor pleca din curte până nu își vor lua banii pentru care au muncit. De ce ați oprit lucrul? Pentru că nu a primit banii de 2 săptămâni de aproape, nu le-a primit drepturile, nu avem ce să mâncăm, avem datorii la stat, avem copii de întreținut, copiii cere de mâncare, i-am explicat situația, le-a zis că nu ia vina primăriei a banii. Cât aveți de gând să stați în grevă? Până nu băga banii, până ne bagă astăzi, că ne bagă mâine, păi mâine când stăm și noi în grevă până ne virează banii coturi. Numele meu e Toma Gheorghe, sunt salariat în cadrul SECE Rosal Ploiești și reprezint sindicatul Salubritatea Ploiești în funcția de președinte executiv în cadrul sindicatului, sindicat care n-a fost recunoscut de conducerea societății. Da, care sunt problemele aici la Rosal? Îmi spuneați că dincolo de salarii mai sunt și o grămadă de alte lucruri în neregulă aici. În afară de salarii, care reprezintă problema principală, întârzierea plății salariilor, întârzieri care variază între o lună și 4-5 luni, pot să menționez în momentul ăsta condițiile grele de lucru, neacordarea echipamentului de lucru și de protecție a muncii. Salariații sunt nevoiți să încarce deșeurile cu mâinile goale, sunt expuși în felul ăsta la diferite infecții, boli de piele sau au fost foarte multe boli. Până când aveți de gând să rămâneți aici la sediu? Până ni se oferă drepturile, până ni se dă ce ni se cuvine. E treaba foarte simplă. Noi muncim, vrem să fim plătiți. Avem familii și cei din conducere știu treaba asta, nu e un lucru care se întâmplă de fiecare dată. Eu sunt de aproape un an de zile și lună de lună aceeași problemă. O săptămână, două, trei, nu sunt bani, n-a băgat primăria, nu avem bani, n-avem motorină, n-avem... Nu e problema noastră, noi ne facem datoria. Vrem pur și simplu să ne luăm drepturile. Cum vă numiți? Alexandru Ion, sunt liderul sindicat Salubritatea Ploiești. Da, sindicatul Salubritatea Ploiești. Spuneați că ați fost martor la amenințări cu bătaie aici? Am fost martor la o amenințare de către un șef de departament al unui coleg. I s-a spus că dacă nu execută ce se spune, va fi luat la bătaie. Și e valabil toată firma. În toată firma aceea și valabilitate. Bătaia rezolvă orice problemă. Șoferii și încărcătorii se mai plâng de faptul că există doar 2 toalete la 300 de salariați și că nu au dușuri. Totodată, aceștia susțin că nu beneficiază de tichete de masă și că sâmbăta și duminica sunt plătiți în plus doar cu 1 leu pe zi. În ultimul an, protestele spontane la Rosal au devenit ceva obișnuit din cauza întârzierilor repetate ale salariilor.